Procurorii cer mandate de arestare pentru primărița de la Trușeni, arhitectul șef și fostul șef al unei întreprinderi municipale, cercetați într-un dosar de corupție alături de proprietarul unei firme. Acesta din urmă și-a recunoscut vina și a fost eliberat. Potrivit datelor anchetei, suspecții ar fi pus la cale o schemă prin care cereau mită de la agenții economici și persoane fizice, în schimbul eliberării certificatelor de construcție și altor documente pentru legalizarea unor imobile sau terenuri. Sumele pretinse variau între 500 și 1000 de euro, anunță CNA. Aceștia au fost reținuți și escortați marți la CNA pentru audieri. Dacă vor fi găsiți vinovați, ei riscă pedepse cu închisoarea de până la 10 ani.